O zi. În loc să iau masa de prânz, necesitate care mi se întâmplă zilnic, m-am dus să văd cum curge Tejo și am sfârșit prin a rătăci pe străzi, fără să ajung să-mi dau seama dacă sufletul lui îi priește să-l văd. Și așa mai departe. Nu merită să trăiești, numai să privești merită. Dacă ai putea să privești fără să și trăiești, poate că ai dat de fericire. Însă e imposibil, cum sunt toate cele ce obișnuiesc, să fie visate de noi. Ar fi extazul care nu ar include și viața. Cel puțin dacă am putea să creăm un nou pesimism, o nouă negație, ca să avem astfel iluzia că rămâne după noi ceva, fie și ceva rău. Thank you.